România sărbătorește ziua imnului național. Din 1848, Deșteaptă-te, române, a fost un cântec drag românilor. A devenit imn național în 1990, când a înlocuit trei culori, imnul național al României din anul 1977 și până la Revoluția din 1989. Ideea unui imn național s-a născut încă din 1840 în Principatele Române, când era cântat mai ales la festivitățile oficiale unde apărea domnitorul țării. În anul 1881, cu prilejul încoronării regelui Carol I, poetul Vasile Alexandrie a scris textul imnului regal român. Imnul s-a cântat în mod oficial pentru prima dată în România în anul 1884, la încoronarea regelui Carol I. Imnul regal a fost înlocuit în 1948 de Zdrobite Cătușe, apoi de Te slăvim Românie și de imnul comunist Trei culori. I-a luat locul după Revoluție Deșteaptă-te, române. Versurile și aranjamentul aparțin lui Andrei Mureșan, iar Anton Pan este creditat ca autor al muzicii imnului. Cu toate acestea, Gheorghe Ucenescu, un dascăl la primul gimnaziu românesc brașovean, susținea că el este autorul muzicii. El le cânta revoluționarilor veniți de la plaj, impresionat de frumusețea cântecului. Mureșan spune: vino și duminica viitoare, că voi face niște versuri pentru cântecul Istrafain, pentru ca să fac un sonet. Zi și făcut, hotărât, duminica următoare, mărturisește Ucenescu în autobiografia sa, s-au reîntâlnit, el a adaptat melodia la versuri și a învățat pe toată lumea să-l cânte frumos și devenise un cântec așa de popular că eu cred că îl cântau și copiii mici. Pe 22 decembrie 1989, în timpul Revoluției Anticomuniste, Deșteaptă-te, române s-a auzit în toată țara, unindu-i pe români împotriva dictaturii comuniste. A ajuns astfel ca în 1990 să fie instituit aproape de la sine ca imn național. Vedem acum ce se mai întâmplă în țară.